contează mărimea. Contează, da. Nu se poate fără. Nu. Că e mică, că e mare, merge treaba. Păi contează că e țap, lapte să dea. Băi, dar ce... Dar ce mă evac? Stați că n-am, ziceți mai concret așa, că ne-ați luat... În general... Să zice 22, 24. Ce greșeli fac soțiile din ziua de astăzi? Sau de... Aici depinde și de bărbat. De exemplu, dacă femeia nu execută ordinul când mai este, deci de-aia să înțeleg doi oameni. Deci de-aia să însoară câte... Pentru că să se înțeleagă doi înși. Și spuneți că sunt și femei care mai merită cât o palmă? Păi mai merită că mai consumă și alcool. Bărbații români cum sunt, doamne? Mai își bat soțiile? Da. Cine ar fi de vină, ei sau și doamnele au? Acum în ziua de astăzi bea femeile mai mult ca bărbații. Chiar lângă mine, vecina mea e așa. Mai bea așa? Da. Și o astfel de femeie mai merită așa o palmă sau s-o trezim? Normal. Sunt drepte, așa. Cine credeți că înșeală mai mult în ziua de astăzi, bărbatul sau femeia? Toți. Dar nu spune niciun. Există, probabil că există, nu? Care nu se înșeală soțiile, bărbați? Nu, înseamnă că nu e bărbat. Așa vă întrebăm noastră, v-ați înșelat vreodată soția? Nu s-o spune. Că soția v-a înșelat vreodată? Probabil da, și nu știu. Nu v-a spus? Nu, păi da? De aceea e prea să se recunoască. Ați bănuit vreodată ceva în viață așa? Ați avut o bănuială? Da, de multe ori. I-ați spus sau ați simțit dumneavoastră așa? Dar să vă întreb și asta, dumneavoastră, că am văzut că sunteți sincer. Ați înșelat-o vreodată pe doamna? Da, de multe ori. Glumiți sau? Nu glumesc. A aflat vreodată? A aflat doamna de vreo aventură? Nu trebuie să știe. Dar cu cine? Cu vecine după aici sau cu colegi? Nu mai departe, că dacă te duci lângă casă, miroase. A, și mai departe? Mai departe nu mai știe. Primea sexului contează? În viață, să spunem așa? Domnule lucrător, nu am avut reclamații. Nu ați avut? N-am avut. În contă, nu mai 10. și 10 plus. Vecina noastră mai ia cât o palmă de la soț? Ce palme, că ia bătaie, nu? Așa o culcă pe afară. S-a pus problema să-i dați vreo palmă soției? I-am dat. Mai de mult. Supărat sau de ceva? Da, m-a supărat, e geloasă, de-a mea, geloasă. Adică, cu femeile, cu astea, nu vorbesc cu aia, nu vor discută. Și m-a zis toată la o nuntă, la vești, și atunci am dat-o palmă. De față cu lumea acolo? Nu. Acasă. A zis bine domnul Costel, domnul Cristi, pardon. Deci, cât de mică, dar să fie veselă. Veselă, aia. Deci, am zis că noi îl avem cam de 12. Cam atât aici. 10, 12. La bărbat, înțelegeți dacă înșeală? Îl înțelegeți așa un pic? Înțeleg, da. Dar pe femeie, nu. Nu. Ea n-ar trebui. Asta pentru că sunt de sex femeie, probabil. Și... Ea n-ar trebui să înșele. N-ar trebui. Bărbatul îi permiteți una? Păi bărbatul, știți dumneavoastră. A deschis ușa, a intrat. Vreau să vă întreb dacă credeți că soția v-a înșelat vreodată. Domne, nu știu, până la probe nu pot să acuz. Vă întreb dacă dumneavoastră ați înșelat-o vreodată sau să nu întreb. Nu mă întrebați că... Nu vă întreb. Dumneavoastră, după ce v-ați căsătorit, ați făcut și cu altcineva? Da. De ce? Păi că făcea și nevastră. Era... Știați unul de altul sau ați aflat după aia? Târziu, după 2 ani am aflat. Dar cine credeți că a început, dumneavoastră sau soția? Ea. Cu cine? Titrat. Cu mai mulți. A fost și în Germania, la turci. Cu mai mulți din satele noastre sau? Din... Și la turci și în Germania ceva. Și ați lăsat-o? Păi ce să-i fac? Fiecare... Dar familia trebuie să fie, ce să mai, dacă nu este unită în adevăr, familia e nulă. Asta credeți că... Relații trebuie să fie în adevăr. Asta credeți că ați fost înșelat vreodată? Eu am fost mințit mereu. Și eu am fost sincer și din cauza sincerității am ajuns să sufăr și chiar dacă sufer pentru adevăr, suferința asta pentru adevăr odată se va... Da, dumneavoastră v-ați înșelat. Bine, chiar răul care îl simtă pentru că sunt sincer și în jurul meu s-a format un cer de mincinos, dar nu se știe, unii mint din interesul pentru ce, poate că m-au mințit pentru tot spre interesul meu, alții au mințit spre interesul lor. V-ați înșelat vreodată soția? Nici nu vreau să răspund la asta. De ce? Nu. În fine, nu mai întreb, dacă nu vreți să răspundeți. Nu pot să răspund la asta, nu vreau să spun asta, că este...
Că mi-am înșelat, femeia ar trebui să, în primul rând, dacă ești sincer, nu știu dacă există. Sinceritatea, contează cel mai mult adevărul. Adevărul contează. Dar să nu răspund. Relația să fie complet sinceră, pur și simplu, asta înseamnă familie. Ăstea micuțe? Păi ăstea micuțe e... Când a dat puful, gata. Da. Deci ar avea nevoie, spuneți, nu, de educație? Are nevoie, nu știu ce le face, ce le gâdile pe ele așa la anii ăștia, așa, tineretul ăsta.